Bine ați revenit pe canalul de YouTube Hai să bucătărim! Astăzi vă prezint 3 rețete cu macrou care sunt super mega rapide și gustoase. Pentru a pregăti prima rețetă avem nevoie de 2 pești pe care anterior i-am dezghețat și acum îi vom curăți foarte bine cu ajutorul unui farfec, apoi cu ajutorul unui cuțit vom scoate totul din interiorul peștelui. La fel vom scoate și urechile. Pentru a ne asigura că peștele a fost curățit bine, îl vom spăla, după care îl vom usca cu un șervețel. Îl vom usca atât pe exterior cât și pe interior. Apoi ne vom ocupa de marinadă, pentru care avem nevoie de o linguriță de sare, o jumătate de linguriță de piper negru măcinat, o linguriță de muștar, 2 linguri de sos de soia, 50 ml de ulei de măsline sau ulei de floarea soarelui și sucul la o jumătate de lămâie. Apoi vom amesteca toate ingredientele și sosul este gata. Apoi cu sosul pregătit vom unge peștele în așa fel încât să acoperim toată suprafața peștelui cu sos, atât pe interior cât și pe exterior. După ce vom unge peștele, îl putem lăsa să se marineze pentru câteva minute sau chiar și pentru o oră, în caz că avem suficient timp, iar în caz că timpul ne presează, îl putem pune direct la copt. Peștele oricum se va primi foarte gustos. Înainte de a pune peștele la copt, vom adăuga câteva ingrediente în interior pentru a-i oferi peștelui un plus de gust. Pentru aceasta vom avea nevoie de o lămâie pe care o vom felia și vom pune câte 4-5 felii în dependență de mărimea peștelui în interior. Apoi vom pune o crenguță de rozmarin și câteva crenguțe mici de mărar sau alt tip de verdeață. După ce am terminat de umplut peștele, vom turna marinada rămasă peste el și îl vom trimite la copt la o temperatură de 180 de grade pentru 40 de minute. Timp suficient pentru ca peștele să se coacă și să se rumenească frumos. După această rețetă, peștele se primește gustos și cu o aromă foarte apetisantă. Peștele îl putem servi și așa, atât fierbinte cât și rece. Vă îndemn să coaceți pește după această rețetă, care este foarte simplă, dar și foarte gustoasă. A doua rețetă, la fel, este foarte simplă și nu necesită ingrediente sofisticate. Vom avea nevoie doar de o scrumbie, ulei, sare, piper negru măcinat, paprika, ulei, puțin muștar și o lămâie pentru decor. Preventiv am spălat și am curățit scrumbia, acum doar o desfac în jumătate și încet, foarte atent, îi scot osul de pe mijloc. Extragem osul atent în așa fel încât să nu rupem scrumbia ca să rămână întreagă. După ce am extras cu atenție osul de pe mijloc, verificăm ca să nu mai rămână oase mai mici.
Dacă este nevoie, tăiem atent aripele laterale, mai bine zis ceea ce a rămas de la ele. Apoi începem să tăiem o parte a scrumbiei în felii. Și aproximativ la fel, simetric cu tăiturile care le-am făcut în partea dreaptă, facem tăieturi și în partea stângă a scrumbiei. Lăsăm scrumbia într-o parte și pregătim tava pentru copt. Pentru aceasta o ungem cu puțin ulei. De asemenea, pregătim și compoziția cu care vom unge scrumbia. Pentru aceasta amestecăm toate ingredientele foarte bine. Punem atent scrumbia pe tava de copt cu interiorul în jos. Și apoi ungem peștele cu sosul obținut. După ce am terminat de uns scrumbia, întoarcem feliile pe care le-am tăiat anterior pe o parte. Exact cum fac și eu în acest video. Timpul de coacere a scrumbiei este de 10-15 minute la o temperatură de 180 de grade Celsius. Timpul de coacere a expirat, scrumbia noastră este gata. Eu nu am avut răbdare să aștept până când ea se răcește și am încercat să o transfer pe o farfurie. Vedeți că nu s-a luat din start toată scrumbie, dar nu este o problemă. Am pus atent bucățelele care au rămas pe tavă alături. Ștergem cu atenție farfuria ca să nu rămână urme. În calitate de decor, eu folosesc câteva felii de lămâie pe care le tai în felul următor și le aranjez pe farfurie. Timp de câteva minute am preparat una dintre cele mai arătoase și cele mai delicioase mâncăruri. Peștele se primește suculent, este destul de bun, arată foarte spectaculos și este și sănătos. A treia rețetă la fel, este foarte simplu și ușor de preparat. Din ingrediente vom avea nevoie doar de ceapă, lămâie, două scrumbii, puțină maioneză și sare și piper. Începem să pregătim ingredientele. Mai întâi pregătim lămâia. O tăiem în jumătate, după care o tăiem felii. Exact în același mod, feliem și ceapa. Ceapa și lămâia o punem pe farfurie și începem să pregătim scrumbia. După ce s-a dezghețat, eu am spălat-o deja, am curățit-o, acum îmi rămâne decât să o presor cu sare și piper negru. O ungem foarte bine cu sare și piper pe toate părțile, inclusiv și în interior. Mai apoi tăiem scrumbia în felii de aproximativ 2 cm lățime.
în tava pregătită pentru copt, începem să punem scrumbia cu ingredientele tăiate anterior. Vom pune o felie de scrumbie, o felie de lămâie și o felie de ceapă, apoi iarăși o felie de scrumbie, o felie de lămâie și o felie de ceapă. Repetăm această ordine a ingredientelor până când terminăm scrumbia. Exact aceeași procedură o facem și cu a doua scrumbie. De asemenea, o presurăm cu sare și piper negru. O feliem și o aranjăm pe tavă. Începem să punem pe tavă o bucățică de scrumbie, apoi o bucățică de lămâie și o felie de ceapă. Și tot așa până când terminăm ingredientele. După ce am aranjat scrumbia în tavă, o stropim cu puțină lămâie. Și înainte de a pune peștele la copt, îl ungem cu maioneză. Peștele îl vom trimite la copt pentru 30-40 de minute la o temperatură de 180 de grade Celsius. Timpul de coacere a expirat și scrumbia noastră este gata. Așteptăm câteva minute ca peștele să se răcească și apoi îl transferăm atent pe o farfurie. Astfel pregătită, scrumbia nu arată deloc banal. Ba vă asigur că pe masa de sărbătoare va fi în centrul atenției.